Bună ziua, dragii mei, dragele mele, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Iată că deja cărțile se întorc pentru voi. Să vedem ce vă așteaptă pe aceia dintre voi care vă doriți să știți mai multe lucruri despre relația în care sunteți în aceste momente, da? Încotro se orientează aceasta în perioada următoare sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare sau veți cunoaște și voi pe cineva interesant. Sau pentru cei care sunteți în așteptare, așteptați un mesaj, o veste, un răspuns sau o persoană să vină la voi. Iată, dragii mei, primele cărți din această etalare sunt Judecata și Regina de Bâte. Două cărți foarte bune care îmi spun că în viața dumneavoastră se va face dreptate dintr-un anumit punct de vedere, în sensul că simt că ați ajuns la o anumită situație, la un anumit punct cu persoana voastră, în care nu neapărat că nu mai vorbeați unul cu celălalt, dar nu mai aveți momente intime, nu mai aveți momente de iubire, momente de tandrețe unul cu celălalt. E bine, având în vedere că s-a întâmplat această, să-i spunem așa, între ghilimele, răceală între voi, se pare că persoana voastră, dragii mei, dragile mele, va lua atitudine, va face ceva cu totul și cu totul inedit în ceea ce vă privește. Și da, există ceva foarte, foarte simplu ce această persoană va face și care va adăuga mai multă sare și piper în relația voastră. Ce va face această persoană? Păi poate să facă orice lucru simplu care vouă vă face plăcere. Poate să vă aștepte, de exemplu, seara când veniți de la muncă cu cina făcută, da, cu cina pregătită, astfel încât voi să nu mai aveți nimic de făcut și să doar să intrați în baie, să vă îmbăiați și apoi să petreceți o seară cât mai liniștită în compania partenerului sau partenerei voastre de viață. Da, poate să facă acest gest simplu sau poate să vă aducă un buchet mare de flori, un buchet care să vă surprindă într-un mod cât se poate de plăcut, având în vedere situația prin care voi treceți. Pentru că simt aici că unii dintre voi sau unele dintre voi se poate să parcurgeți o etapă destul de dificilă în viața dumneavoastră în aceste momente. Da? Adică să vă fie greu poate la locul de muncă, să fie un drum greu acela pe care voi l-aveți de parcurs în aceste momente, în viața voastră. Da? Și atunci această persoană să vină în întâmpinarea voastră. Iată că avem aici două cărți foarte bune care prezic faptul că ție îți va fi din ce în ce mai bine în viața ta în perioada următoare, pentru că tu vei lua această decizie și pentru că vei avea parte de sprijinul persoanei tale, dragul meu sau draga mea, vei lăsa în urmă greutățile, vei lăsa în urmă o situație dificilă, o situație delicată din viața ta. Nu te vei mai lăsa copleșit sau copleșită de ceea ce spune lumea sau de ceea ce face unul și altul, poate împotriva ta. Tu îți vei găsi liniștea, da? Simt că vrei să-ți găsești această liniște, poate că în această perioadă te vei interioriza mai mult sau vei face meditație, da? Iată acest șapte de bâte care vorbește despre această stare profund interiorizată a ta în această etapă, în această fază a vieții tale. Da, asta nu înseamnă că vei desconsidera prezența partenerului sau partenerei tale în viața ta. Nu, departe de tine acest lucru, doar că vrei să îți pui ordine în gânduri, să-ți pui ordine în sentimentele tale, să știi încotro te orientezi de aici înainte și având în vedere că tu îți dorești mai mult echilibru și mai multă pace interioară, este clar că vei transmite aceste lucruri și partenerului sau partenerei de viață, ceea ce nu va aduce decât mai multă împlinire în relația voastră de cuplu. Hai să mai luăm câteva cărți. Da, iată că a ieșit această carte, da, aveam eu cărțile invers, așa că nu o să o iau întoarsă, este vorba de Turnul. Se pare că treceți cu toții printr-o mare transformare, poate fi o transformare fizică, o transformare corporală a voastră, dar și o transformare psihică, o transformare pe fond emoțional, da, de care voi aveți parte în această perioadă, dragii mei, dragile mele, și care vă va ajuta să îmbrățișați o nouă cale pentru voi. Da? Important este să aveți încredere în voi înși, în voi însă, în forțele voastre,
dar și în partenerul sau partenera voastră de viață care, iată, dorește din tot sufletul să fie alături de voi. Da? Să nu uitați că acest partener sau această parteneră este acolo lângă voi și ca să vă sprijine când voi aveți nevoie de asta. Da, și bineînțeles că el sau ea nu dorește să uite acest lucru. Și următoarea carte, iată că îți spune următorul lucru, că tu ești fără limite, dragul meu, draga mea. Să vedem mai aproape. Da, poți face absolut tot ceea ce îți dorești. Da? Nu există limite din acest punct de vedere în ceea ce te privește. Te poți deschide spre orice direcție, poți îmbrățișa orice cale care ți se pare potrivită cu tine, cu doleanțele tale, cu dorințele tale aprinse și așa mai departe, da? Bineînțeles, contează și pașii pe care tu ești dispus sau dispusă să-i faci pentru a îmbrățișa această nouă cale. Și hai să mai luăm o carte din Lenormand. Wow, dragii mei, iată că avem aici un valet, cardul cu numărul 24, un valet și o inimă roșie, ceea ce înseamnă că dragostea voastră alături de acest partener sau partenera voastră este la apogeu, da? În sensul că voi trăiți momente unice alături de acest partener sau partenera voastră în cuplu. Da? Vă bucurați de momente de intimitate, vă bucurați de momente unice împreună și, bineînțeles, vă doriți ca aceste aspecte să dureze cât mai mult posibil. Așa să fie, toate cele bune!